Locuitorii comunei Săcălășeni au avut motiv de bucurie la finele săptămânii trecute. Primăria și Consiliul Local, cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș, în colaborare cu Asociația Săcălășeni Construim Încrederea, au inaugurat căminul cultural al comunei. Aceasta s-a realizat în cadrul Festivalului Tradiții Chiorene, aflat la cea de-a 14-a ediție. Publicul a fost numeros și cu invitați pe măsură evenimentului. Importanța acestui edificiu este cu atât mai mare cât chiar la centru de comună lipsa de spații a fost cea mai acută după realizarea căminilor culturale în cele două sate aparținătoare comunei Săcălășeni. Este un moment important pentru comunitate atunci când se inaugurează un edificiu ca acesta, care împletește modernitatea cu tradiția, adică lemnul cu termopanul, ca să zic așa, pentru că și tradițiile și cultura toate au nevoie și de modernitate. Noul edificiu spațios împletește modernul cu tradiția. Acesta va găzdui multe evenimente de natură culturală și artistică în condițiile cele mai bune, pentru că respectă standardele europene în materie de instituții culturale. La eveniment au participat și oaspeți din Republica Moldova. Am lăsat tot! Am venit în coace să fim alături de fratele nostru, să susținem în momentul de astăzi, pentru că el, noi prin vorbe, îi susține, el îi susține prin fapte. Ce să mai zic, oameni harnici, în Săcărășeni, cum n-ai mai văzut. Proiectele vor continua și pe viitor și vor schimba imaginea localității Săcălășeni, dar și condițiile de trai ale locuitorilor de pe toată raza comunei. Astăzi, Dumnezeu a dăruit această vreme îi mulțumim. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți alături de noi.